Ziua Internațională a Femeii a fost un bun prilej pentru seliști de a câștiga simpatia reprezentantelor sexului frumos. Socialdemocrații și liberalii târgujeni au străbătut orașul, iar doamnele și domnișoarele au fost întâmpinate cu ciocolată, calendare și câte un pupic. Sărut mâna, doamnelor, la mulți ani de ziua noastră și să aveți o primăvară cât mai frumoasă. Sărut mâna din partea USL-ului și o primăvară minunată. Sărut mâna, ce faceți? Bine. Să vă pup. Să aveți un an bun. Păi ce să pregătim? Câte o ciocolățică și o urare de 8 martie. E o acțiune care, de fapt, continuă. Am început-o cu ani în urmă, continuă și în ziua de azi. Și cred eu că e un semn de respect pentru soțiile noastre, mame, fete. E o chestie normală până la urmă. Împreună cu colegii de la PSD, sub sigla USL, am pregătit 3.000 de ciocolate și 3.000 de felicitări pentru doamnele și domnișoarele din municipiul Târgu Jiu. Târgujiencele s-au arătat încântate de acțiunea membrilor USL și spun că puțină atenție nu strică niciodată. Ce ați primit din partea celor de la USL? O ciocolată și un calendar. Și multă sănătate le doresc și la mulți ani și să mai dea și altă dată. Cum mi se pare gestul? Gestul foarte frumos. Foarte frumos, un gest amabil și e binevenit. O ciocolată. Cum mi se pare gestul lor? Foarte frumos. Deși acțiunea a fost derulată de organizația de la Târgu Jiu, femeile au primit calendare cu chipul lui Ion Călinoiu, președintele Consiliului Județean.